Rebecca are 4 ani, iar de 2 zile nu s-a mai dus la grădiniță. Medicul a spus părinților că fetița are o viroză de sezon și nu are voie să stea în colectivitate. Tușește și ei curge nasul. Acum trebuie să iei că tușești rău, cască gurii. Are un pic de tusă, seacă, îi curge nasul mult, am ținut-o de 2 zile acasă, o țin și mâine, îi dau un sirop și îmi țin un ceai de lămâie, de ceva, ca să o punem pe picioare, până luni să înceapă din nou la grădiniță, să se ducă din nou la cămin. La fel se întâmplă cu o treime din copiii din grădinițe. În fiecare zi se efectuează triajul epidemiologic, iar prichindelul care dă semne de răceală este trimis acasă. Nu are febră. Cam o treime așa pot spune că lipsesc datorită faptului că sunt bolnavi. În general, dimineața se face un triaj, asistentul vine și vede dacă există probleme și copiii care au probleme nu sunt primiți la grădiniță, iar părinții înțeleg acest lucru și îi țin acasă până când își rezolvă problemele. Recomandăm părinților, dacă cumva dimineața copiii se simt prost, au febră, au dureri de gât, tușesc, să-i țină o zi, două acasă, vadă despre ce e vorba, să nu ne aducă în colectivitate, pentru că riscăm să îmbolnăvim și pe cei sănătoși. În ultima săptămână, peste 2800 de persoane au contactat o formă de viroză. Medicii recomandă pacienților întărirea organismului printr-o alimentație sănătoasă și echilibrată, bogată în vitamine.